Eu sunt Camelia Chira și de astăzi vom face temele pentru o casă ale copilului tău împreună. Te-ai săturat ca în fiecare seară să stai să explici copilului tău noțiuni pe care nici tu nu le știi atât de bine? Îți dorești pentru copilul tău note bune, dar nu îți permiți să bagi mii de lei în meditații? Ai vrea ca măcar din când în când copilul tău să-și poată face lecțiile la matematică fără tine? Ai ajuns în locul potrivit. De acum voi face împreună cu ei aceste exerciții și probleme de matematică. Anul acesta am în proiect aceste lecții de matematică pentru copii și dacă ai sămite alături, vei avea exerciții rezolvate în fiecare săptămână, câte una pentru fiecare dintre clasele 5-8, cu exerciții de matematică explicate pas cu pas pe înțelesul fiecăruia. Când nu știți să rezolvați un exercițiu mai complicat, tot ce trebuie să faceți este să postați în comentarii sau pe grupul meu privat de Facebook sau pe pagina de Facebook Camelia Chira și vă voi oferi rezolvarea pe cât pot de rapid. Dacă copilul tău a rămas un pic în urmă cu lecțiile de matematică, atunci trebuie să acționezi rapid. Cu cât trece mai mult timp, cu atât mai greu îi va fi să recupereze și cu atât mai multe bătăi de cap veți avea. Așa că este foarte important să nu mai amâni și să iei o decizie acum. Bun venit la o nouă lecție! Eu sunt Camelia Chira și astăzi vom vorbi despre formula de calcul prescurtat A plus B la a doua și A minus B totul la a doua. Avem acest exercițiu și să vedem cum îl rezolvăm și vom porni de la aceste formule să vedem și să luăm. Deci ce înseamnă A plus B totul la a doua? Deci avem A plus B. Deci o să avem la 2, o să avem A plus B de înmulțit cu A plus B. Și noi știm că A de înmulțit cu A este egal cu A la 2. Așa și aici, paranteza noastră de A plus B înmulțită cu A plus B ne dă A plus B la 2. Și acum noi ce o să facem? O să înmulțim pe A cu fiecare termen din această paranteză. Și apoi pe B o să-l înmulțim cu fiecare termen din a doua. Și o să avem A de înmulțit cu A. Deci ne dă A la a doua. A la a doua. Plus A de înmulțit cu B. A ori B. Apoi avem plus B de înmulțit cu A plus B de înmulțit cu B și o să ne dea B la a doua. Aici avem A plus A ori B și A ori B. A le adunăm și o să avem A la a doua plus de două ori AB plus B la a doua. Deci, formula noastră de calcul prescurtat A plus B la a doua este aceasta. Noi trebuie să o memorăm. Așa. Și acum să procedăm tot la fel și pentru A minus B totul la a doua. Deci avem A minus B totul
La a doua egal cu cine? Cu a minus b de înmulțit cu a minus b. Așa. Și procedăm. O să înmulțim primul termen cu primul termen, apoi îl înmulțim cu minus b, apoi pe minus b o să-l înmulțim cu primul termen din a doua și apoi pe minus b cu minus b. Aici trebuie să ținem cont de regula semnelor. Găsiți video pe canalul meu de YouTube cu regula semnelor la adunare și la înmulțire. Așa, și luăm a de înmulțit cu a ne dă a la a doua. Un număr pozitiv înmulțit cu un număr cu semn negativ, deci o să avem AB și semnul o să fie minus, că plus nu se scrie, dar aici am avea plus de înmulțit cu minus la regula semnelor. O să avem minus AB și aici tot la fel, avem minus B plus A minus AB. Și minus cu minus la înmulțire ne dă plus, plus b la a doua. Și o să ne dea, o să avem a la a doua minus ab minus ab, se face adunare și se dă semnul minus, minus 2ab plus b la a doua. Și formula noastră de calcul prescurtat a minus b totul la a doua este egal cu a la a doua minus 2ab plus b la a doua. Deci aceasta este formula numărul 1 și aceasta este numărul 2. Și ca să rezolvăm exercițiul nostru, o să folosim prima a plus b totul la a doua. Și să vedem cum rezolvăm. Așa, și să ne scriem exercițiul nostru aici, pe care îl avem de rezolvat. Deci radical din 3 plus 2 radical din 2 este egal. Așa, și o să ne folosim de aia prima formulă, a la a doua plus 2ab plus b la a doua. Și noi o să-l scriem pe 3 ca 2 plus 1 și o să avem așa, radical din 2 plus de 2 ori radical din 1 din 2 plus 2 radical din 2 plus 1. Și aici avem 2 plus 1 ne dă 3, da? Și acum avem această formulă, a la a doua plus de 2 ori a b plus b la a doua. Noi trebuie să o restrângem. Și știm că aici noi avem 2-ul nostru, că radical din 2 totul la a doua egal cu radical din 2 de înmulțit cu radical din 2 egal cu radical din 2 la a doua și este egal cu 2. Și avem 2-ul nostru. Și acum înlocuim. Egal cu
În loc de 2 o să punem radical, deci luăm radicalul nostru și punem radical din 2, totul la 2, plus de 2 ori radical din 2, plus 1 la 2, care ne dă 1. Și avem forma noastră descompusă. A la 2 plus de 2 ori AB plus B la 2. Și știm că este egal, deci mai scriem o dată formula, știm că A plus B totul la 2 egal cu A la 2 plus de 2 ori AB plus B la 2. Și avem formula noastră aici, de dedesubt. Și acum, A-ul nostru este radical din 2. Și formula noastră, dacă o restrângem, să avem A-ul nostru care este radical din 2 și B-ul nostru care este 1 plus 1. Totul la a doua. Da? Și avem așa egal cu radical din A plus B totul la a doua. Deci radical din 2 totul la a doua, care este a la a doua, plus de 2 ori radical din 2, care este 2 ori A, ori B-ul nostru, care este 1. 2 radical din 2 plus 1 la a doua. Egal cu radical din 2 plus 1. Deci, exercițiul nostru, rezultatul, radical din 3 plus 2 radical din 2, este egal cu radical din 2 plus 1. Acesta este exercițiul de astăzi. Sper că l-ați înțeles și dacă aveți neclarități, îmi lăsați mesaj în comentarii. Și eu cu mare drag am să vă răspund. Vă aștept și cu alte exerciții și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere!